Cupa României valorează 2 milioane de euro pentru Petrolul Ploiești. Gruparea galben-albastră va obține acești bani dacă va cuceri trofeul care a intrat ultima dată în vitrina clubului în 1995. De atunci și până acum, valoarea banului a crescut, la fel cum cresc și sumele de premiere pentru gazari. Sponsorul Florian Walter a susținut într-un interviu acordat presei centrale că va premia cu 1 milion de euro lotul de jucători și staful tehnic. Iar Clubul Ploieștean mai poate primi 1 milion de la primăria orașului, dacă Marinescu și coechipierii vor ridica trofeul deasupra capului. Până atunci mai este de jucat finala în care petroliștii sunt aproape calificați. După ce au învins cu 3-0 la Galați, mai au de îndeplinit formalitatea returului de pe Ilie Oana pentru a ajunge în ultimul act din 1 iunie.